afară, bă, băiatule. Și mai ce ne poate? Hai să facă bunicul de... să dea un lac la căldură. Aaa, să tăi. Îmi place că stai, nu mă deranjează deloc, să știi. Mă, când îl văd că stai deja, mă, parcă îl stă în cap. Pază nu faci, aia nu faci, nimic nu faci, nu mai pot. Da? Stai degeaba, nu? Stai, dragă, și adu-mi și mie o caldare cu apă, stai degeaba. Păi da, de unde să mă duc? E cum de unde? De la fântână. Păi da, nu ziceai că ai hidrofor și îți mai trebuie acum fântână? Nu, că acum iar și-o înghețat. Păi da, mă duc afară și-o îngheț. Vai de mine, prințesa gheții, nici... cum naiba-i zice la aia? De-o zi cu să adun niște apă de la fântână? Da, nu vreau, bunică, că... fântâna e departe și s-o mai aproape și primăvara e departe și iarna e aproape și... și mătă-i departe și eu să-ți dau afară și aproape. Dacă tu vrei să mai stai mult aici, te duci și mă mai ajungi și pe mine din când în când, inclusiv să-mi aduci o cadare de apă, ce naiba? Când te ține aici de bibelou? E, maxim bibelou ești. Când te comporți ca un bebeluș și ai față de vou. Ei, nici bibelou, că doar nu-ți zic, parcă stau eu cu curul pe mileu. Nu, dar la șchilos găurița ai în cur fix mileus. Că acum parcă nu mai puteai de sătii, că e frig afară, dar apă ți trebuie ții. Dar na, nu aveai răbdare să... hai, du-te, 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 apă, că îmi trebuie mie acum, că mor eu de sătii. În fine, na. Ai, mă, nu mi-era tare sătii. Dacă nu-l văd să stai deja, mă, trebuie să-l pun cumva la muncă, nu? Și până la urmă, eu de asta mi-am luat nepot, ca să aibă cine și mi-aduc o căldare de apă la bătrânețe. Hai, afară și mă ajută și pe mine când mai pot, că de asta mi-am luat nepot. Arfănele, hai o dată, nu-ți face nimic, face. Care când mic e urs? Crescuți la incubator. Hai, măi, nepot, ce faci, mi-ai adus apă? Băi, fă de el! Nipoate! Nu. Băi, nipoate! Da, da. Ce faci, mă, ce-ai pățit? Îl trimit pe cascat să ducă să-mi ia niște apă la 50 de metri de casa mea. Eh, se întoarce înapoi cum? După 4 ore, fără apă și fără luciditate. Mă duc frumos la fântână, mă apuc de tras apă eu liniștit, mă întâlnesc cu sândela lui Mareșica de piste drum, care ăsta mă întreabă, băi, bebe sfertigin? Eu am vrut să refuz, mă zic drept, dar el oricum îmi datora niște bani mai de mult și am zis că sigur mi-ai primesc. Și la cât e de chetros, am zis că ăsta e singurul lucru pe care îl primesc la el. Și am zis, da, păi, dar și putem să fac. Și după aceea mai zis, mai vrei un sfertigin? Și am zis, ei, mai vrei un sfertigin. Și după aia am cu un sfertigin. M-am bătat, na, și am uitat, și eram să scăp și gata în fântână și mai vrea peste ochi. Din când am pățit nica, dar... nici apă n-am mai adus. Pe eu ce-am trimis, am adus apă și tu ai venit pământ de flori? Da. Pe eu ce-am trimis să scoți apă din fântână, nu din șant. S-a întâmplat, bunică, da, dacă era moca, nu se refuză și să-i faci. Uliu, uliu, uliu. Duce din nou și adu-mi apă, că eu de-asta te-am luat la casă, da? Da, mă duc acum, dar nu mai știu unde trebuia să mă duc. Du-te și mi-adu din nou apă, că eu de-asta te țin la mine în casă. Parcă era mai bunic, Monica. Aduc frumos la fântână, când mă apuc de tras apă, nu-i găleata. Mă uit dreapta, stânga, acolo, nu-i găleata. Mă uit după fântână, nu-i găleata. Mă uit în fântână, îmi dau seama că asta a rămas în fântână și s-a rupt lanțul de iubire. Și atunci e problemă, că găleata e în fântână și e un pericol. Și fac. Așa că mi-a venit în minte. Ca să nu mă șerp de bunica, m-am dus frumos la magazin să cumpăr niște apă la sticlă, că este apă la magazin. Am cumpărat, am turnat în gălăt și am venit. Na, bunic, uite, apă de la țară 100%. Eu sper să nu se prindă, că doar până la urmă tot apă-i, nu? Ok, gata, bunic, ți-am adus apă, uite, na. Aici, sfârșit. Aici, are gust, na, uite ce gust are, de apă. Ia să vedem și buchet are așa stampă. Să vedem dacă e bună. Și apă e asta, zici că are buchet de la apa de la flori. Adică? Parcă ai ținut flori din trânz. Păi m-ai trimis la fântână, m-a dus la fântână e apa asta și doar noi din altă parte. Păi și cum așa ră? Păi nu știu, dacă ce vrei să fac acum, dacă de asta ui? Toaaa!
minunat, s-o străca fântânele din ziua de azi, nu mai sunt fântânele și au fost altul, dar parcă trec cu unii și au trăvit așa cu răoare. Păi ce vrei să fac acum? Te duci la magazin și ce crezi? Există apă și acolo. Există apă la magazin? Da. Și să mă duci să cumpăr? Da, mi-ai apă de la magazin. Eu și gine că nu m-am gândit mai devreme la asta, prost eu, dacă știem. Bine, hai că mă duc la magazin să pun, să, adică să cumpăr, nu, pardon, nu. Da, duci la magazin. Bine, da, dă, torna, o vărs, da, pe asta. Da. Vărs tătapa, da? Da, și ai grijă, nu dai la părți, poate mai dă naibă o diaree în ei. Și mai faci o trotineroză, deci, deja. E, da, bicicletenoză, dă, dracu să mă iei. Mă duc, eu frumos găleata, eu frumos și o carne, ca să am cu ce să torn. Mă tinu și torn acolo înapoi, în sticlă, în gheață de ești tot. Ca să-i duc lui bunica apă de la magazin, că aia sigur e mai bună, că doar nu-și dă seama de diferență. Când ajung acolo înapoi cu sticla mea bunică să-ți dau apa să bei, ieși. Gata, bunică, uite, ți-am adus apă la sticlă, că cumpărată acum, nu din altă treabă, să nu crezi. Bunica! Bunica! Ce ai făcut? Ți-am adus apă la sticlă, că m-ai bătut la cap, na. Am cumpărat apă la magazin. A, mi-a adus foarte bine, ia, de încoace, și văd și cu sare. Și văd și mai și mă lua somnul. Ia să vedem noi. Altceva? Alt gust. Problema e că nu mai trebuie. De ce? Că am ajuns la bikini. Am făcut și mai sus. A? Adică? Adică am luat 3 litri de vin și l-am băut ca pe apă. Așa că e nepoate, gău, nu mai trebuie nica. Că eu mai am de recuperat niște somn și cam mult, cam vreo 2 litri de somn mai am. M-o frecat, tătă zboala, ca du-te-ncolo, du-te-ncoași, du-te-ncoași, când e sătic, eu nu mai poți sătic, că mi-ar de gâtul de apă. Și la final și s-a întâmplat. Bine că nu se pune în găleată să plătească, ca Iisus. Importantă viață, ești ai nepoți, da, să-ți aduc o caldare de apă. Dar mai important ca ei, îi să ai vis, ca să aibă cum să-ți aducă o sticlă de vin.